Ovidiu Matei Iancu și baletul este pasiunea vieții mele. Povestea mea ca balerin a început pentru unii destul de târziu, dacă pot spune așa, undeva la 10 ani, când normal cei care vor să facă balet se apucă un pic mai devreme pentru a face anumite luni de pregătire fizică, în primul rând. Am făcut atletism un an de zile, fiind foarte activ de mic, părinții m-au dat la să fac acest sport și după care s-au gândit să mă înscrie la liceu de balet din București. Am intrat printre ultimii, dacă nu chiar ultimul, și cam așa a început viața mea artistică. Nu am vrut să fac balet. Când am aflat că am intrat la această școală, mi-aduc aminte că am plâns. Ce mi-aduc aminte și o să-mi rămână toată viața în minte este că la prima oră de dans clasic întinși pe covorașe, pe prosoape la vremea respectivă, am auzit pentru prima dată Pian Live. Și cumva faptul că am auzit Pian Live m-a făcut să simt că asta este ceea ce vreau să fac. Era ca un magnet, pur și simplu mă atrăgea. Nu puteam să fac altceva, nu-mi stătea gândul decât la balet, cum să îmbunătățesc o mișcare, cum să îmi îmbunătățesc performanțele fizice și estetice. Și știu că suferam destul de mult atunci când nu reușeam sau îmi luam mai mult timp decât altor colegi cu date mult mai bune decât le aveam eu. Cred că toți avem la un moment dat o persoană la care ne uităm și la care aspirăm sau de la care avem de învățat foarte multe. În cazul meu n-a fost o singură persoană. În cazul meu au fost mai multe persoane și mai mulți balerini care m-au inspirat și de la care am avut de învățat, fie de pe video, cum era pe vremea aia, DVD mai târziu, și așa, fie balerinii operei, balerinii pe care îi vedeam zilnic în spectacole, pentru că lucrul ăsta s-a pierdut și îmi pare rău. Când eram elev, nu ratam niciun spectacol de balet de la operă, iar acum sunt elevi care, din păcate, termină liceul de balet și întreabă câte acte are lacul. S-au schimbat multe, dar, cum spuneam, în cazul meu am lucrat cu foarte mulți profesori în liceu, cred că am lucrat cu marea majoritate, plăcându-mi să fac duet și încă de mic, având atracția asta spre parteneriat, mi-am dezvoltat destul de bine latura asta de porter și atunci profesoarele aveau nevoie pentru elevele lor de un băiat care să poată să le țină la adagiuri. Și atunci, pe lângă profesorul meu de repertoriu, lucram cu alte 3-4 profesoare pentru a le ajuta elevele. Și lucrul ăsta s-a întâmplat și mai târziu în operă. Într-adevăr, cel care mi-a deschis o ușă importantă în a ajunge ce sunt astăzi este Mihai Babușca, primul meu maestru din operă. Dar nu pot da la o parte lucru cu Gabriel Opincaru și ceilalți maestri din care mi-a fost profesor de balet în ultimii 3 ani de școală. Și ceilalți maestri după aia în operă. Încă o dată Gabriel Opincaru, Mihai Babușca, Colorina Dumitrescu, care mi-a fost prima parteneră și de la care am învățat foarte mult.
momentele importante de la începutul carierei mele a fost câștigarea marului premiu la concursul de balet de la Constanța. Și atunci, nu știu cum de s-a întâmplat, Răzvan Mazilu a venit să mă întrebe dacă sunt de acord să dansez cu Felicia Șerbănescu, prima balerină de la Oleg Danovski la momentul respectiv. Un pas de doi pe care eu nu-l făcusem în școală, eu eram încă în școală. Și în nebunia mea am acceptat, am avut o singură repetiție înainte de gală. Trebuia să dansez în gala stelelor, în gala concursului, în care dansau și stele ale baletului românesc, printre care și ea. Eu trebuia să dansez oricum, dar altceva, ceea ce făcusem în concurs. Și atunci, în nebunia mea, am acceptat, am repetat, țin minte, o singură zi cu maestru Ion Tugearu, care era și el în juriu. Și mi-au spus toți, e la alegerea ta, poate să fie un pas înainte, să fie un boom și să te lansezi foarte bine cu nebunia asta, sau poate să te tragă foarte mult în jos. Am făcut-o și au văzut toți că n-a ieșit foarte bine, bineînțeles, dar a ieșit mult mai bine probabil decât se așteptau mulți. Și atunci a fost un pas înainte a mă maturiza ca balerin. Cariera mea internațională s-a format plecând de la cea națională, bineînțeles, probabil prin vorbele bune, să zic așa, sau prin felul în care au vorbit alții de mine. E greu să te faci cunoscut, mai ales la vremea respectivă, internetul nu prea era. Și oricum sunt balerini buni, mulți, e greu să te vadă cineva. Și atunci, explodând încă de tânăr, lumea nu că a avut un șoc, dar nu se mai întâmplase de mult lucrul ăsta. Mie mi-a plăcut ce fac și atunci am progresat, lumea a văzut asta și au început să vorbească de mine. Și ușor, ușor am început să fiu invitat la operele din estul și sud-estul, din sud-estul Europei. Și după aia, ușor, ușor și în Germania, și în America, și în Japonia. Marea Britanie nu am dansat în nicio companie, în schimb am avut o bursă de studiu pe care nu am dus-o la bun sfârșit, pentru că nivelul nu era cel pe care îl așteptam eu. Și atunci eu am plecat, am renunțat. Ideea lor, și cred că se păstrează și acum în foarte multe locuri, ideea este de a ține clasa la un nivel. Dacă au doi balerini buni în clasă și patru mai puțin buni, ei încearcă să-i ducă pe cei buni la un nivel mai jos ca ceilalți să-i ajungă. Niciodată nu o să meargă mult mai sus cu cei doi, ceea ce pe mine nu mă ajuta. Pentru că eu, adică mi-a plăcut întotdeauna să muncesc, să lupt cu mine, să fac un pas înainte, nu să stagnez. Și după 3 luni de zile am decis să plec. A fost o problemă pentru că n-au vrut să mă lase. Au trimis scrisori părinților, auzind, bineînțeles, mai vorbeam cu colegii, cu prietenii și cumva au auzit că vreau să plec. Și nu au vrut să-mi dea voie să plec ca să continui studiile. Le-au scris părinților, părinții au zis faci ce vrei. Și atunci am decis să plec și bine am făcut, pentru că după toată această situație am început cu colaborarea cu opera din București ca solist, fiind de clasa 12-a, și după aia am continuat ca prin balerină. Pe lângă bursa pe care am avut-o la English National Ballet, am reușit să intru pentru un stagiu de perfecționare, îl numesc eu stagiu de perfecționare, asta a fost pentru mine. Am obținut o aprobare de la direcția opere din Paris pentru a lucra la orice clasă am vrut eu timp de 10 zile.
pur și simplu să văd cum lucrează ei, ce lucrează, să asist la repetiții și pe mine personal, chiar dacă n-a fost o perioadă foarte lungă, într-o carieră scurtă, pentru că noi avem o carieră scurtă, 10 zile înseamnă mult. Și atunci 10 zile pentru mine la opera din Paris m-a făcut să văd baletul un pic altfel și să iau și de acolo un plus de calitate pe care sper că am reușit să mi-l atribui. Experiența americană a venit cumva fără ca eu să mi-o doresc, să zic așa. Contractele pe vremea respectivă, ca și acum ale multor balerini, sunt pe termen determinat. Mie mi se încheia contractul la sfârșit de iunie. Am primit hârtia că nu mi se mai prelungește contract, fără niciun fel de motiv, fără niciun fel de avertizare, fără niciun fel de absolut nimic. Și eu am luat audiția pentru această companie în Tulsa, Oklahoma, o companie foarte bună de neoclasic, unde am trecut la o altă etapă a carierei mele, unde am învățat foarte multe lucruri despre baletul neoclasic. Am lucrat cu coreograf excepțional, unul dintre ei este Wayne McGregor, probabil că cei din lumea baletului îl cunosc, este unul dintre, a creat Chroma, unul dintre coreografii de bază ai Covent Garden-ului. Ce pot să zic, într-un an jumate am învățat cât în 15 în România în direcția neoclasicului. După un an și jumătate în America, din nou am simțit că lucrurile nu merg în direcția în care mi-aș fi dorit eu, în sensul în care a fost o încercare pentru mine, n-am plecat ca am vrut, am plecat de nevoie, pentru că am vrut să, pe lângă faptul că m-am ambiționat oarecum și am vrut să dovedesc că ok, nu mă vreți la o operă în București, atunci o să mă duc într-un loc de 10 ori mai bun decât la opera din București, tot ca prin balerin. Eu întotdeauna mi-am dorit să dansez în România, să plec ca guest, dar eu am fost legat de casă. Nu mi-am dorit să plec din țara mea. Pentru mine a fost, din punctul ăsta de vedere, n-a fost ușor deloc. Drept pentru care asta m-a și făcut să revin în România. După un an jumate nu am mai rezistat. Unii rezistă departe de casă, alții nu. Eu nu. Și atunci am revenit în România. Pe vremea aceea am revenit fără să am un contract în România. Am zis, ok, nu mai pot, mă întorc în România, văd eu ce fac. De vremea aceea era Johan Coborg, directorul baletului la București. Mi-a făcut o invitație, cum am ajuns în operă, să colaborez cu ei. Am colaborat cu ei timp de 6 luni. După care am fost în Japonia, am avut o gală cu el și cu Alina Kojokaru, am dansat. Toate bune și frumoase până în toamnă. În toamnă au vrut să mă reangajeze din cauza procesului pe care eu l-aveam cu opera, pentru că m-au dat afară fără un avertisment. Au vrut să spuneau că periclitez imaginea operei și că trebuie să renunț la proces. Am renunțat la proces, după care au început problemele cu direcția Johan și Dinca. Salariul de 1000 de lei, blocaj la orice fel de colaborare, puneau spectacole exact când aveam eu colaborările, pentru că trebuia să-i anunț din timp când am colaborările ca să știe, puneau spectacole exact în momentele alea. N-am rezistat, mi-am dat demisia și am plecat la Sibiu. Și am început să colaborez cu Teatrul de Balet din Sibiu, cu Teatrul de Balet din Iași. Bine, eu colaboram oricum cu toate instituțiile de cultură din România. Dar eu una să colaborez pe spectacol și alta să colaborezi pe perioadă mai lungă. Și am început să colaborez cu Teatrul de Balet din Sibiu. Și aici am început să lucrez foarte mult ca maestru de balet. Aici mi-am început primul proiect de neoclasic. Și ușor, ușor, iarăși, foarte mulți au crezut că o să, cumva plecând de la operă, te duci într-o altă companie. Știm foarte bine că opera din București este prima scenă a țării, pleacă în altă parte, nivelul scade. Nu este așa, nu s-a întâmplat așa. Am întors la operă după ce
conducerea respectivă nu a mai fost, a venit doamna Beatriz, v-am întors la operă și nivelul era acolo unde trebuia să fie ca eu să fac încă un pas înainte, înainte în carieră. În momentul acesta colaborez frecvent cu Opera Națională din Iași și Opera Națională din Timișoara și Sibiu. Nu știu, mă simt bine pe scenă în orice, dar cred că dacă ar fi să aleg într-un balet clasic și un balet neoclasic în care într-un balet neoclasic care să aibă o poveste, care să ia ceva din zona asta, pentru că cele mai multe balete neoclasice sau moderne n-au poveste la bază. Pur și simplu au un nume ca balete, dar nu sunt foarte multe care te fac să simți anumite lucruri. Dar dacă ar fi să aleg într-un balet neoclasic care are să aibă o poveste, care să exprime cu adevărat ceva, și un balet clasic cu poveste, bineînțeles, aș alege probabil un balet neoclasic. Cu toate că clasicul este și va rămâne pasiunea mea. Ce a fost în România ca și repertoriu până acum, cred că am trecut prin majoritatea rolurilor. Lacul Lebedelor, Gisele, Baiaderă, Corsar, Frumoasa din pădurea adormită, multe, multe. Romeo și Julieta, Spărgătorul de nuci, Carmen, Șehrezada nu. Carmen, în diferite coreografii, bineînțeles, Lacul cred că l-am făcut în 3 coreografii, Spărgătorul l-am făcut în cel puțin 2, Baiadera în 2, da, multe. Cred că ce mai mult mi-a plăcut ca și spectacol de neoclasic pe care l-am dansat, unul dintre cele mai plăcute pentru mine au fost Age of Innocence, coreografia lui Edward Liang, care este director la MET în America, și Slice to Sharp. Și un balet care nu e neoclasic, dar duce spre neoclasic ca mișcare destul de mult, Dracula, a lui Ben Stevenson. Eu spectacolul de balet îl văd, eu așa l-am în cap, îl văd sau ar trebui să fie văzut ca un film în 4K. Efectiv, sau nu știu, în 3D, în 4D, în 6D, habar n-am. Trebuie să ai impresia că ești acolo. De-aia am ținut foarte mult la acest spectacol la Baiadera ca decorurile să fie făcute în așa fel încât să nu se vadă culisele, să nu se vadă în culise, să nu se vadă absolut nimic, ci efectiv să se uite ca și cum erau pe vremuri televizorile alea cu tubul ăla în spate. Exact așa îmi imaginez televizorul și tubul e scena. Acolo se întâmplă ceva, lumea trebuie să aibă impresia că se uită într-o altă lume. În momentul în care se vede ceva prin laterale, te scoate din lumea. Iar tu, ca balerin, trebuie să te gândești numai la ce ai de făcut. Cine ești tu în spectacul respectiv? Sunt 3 lucruri. Calitatea mișcării, tehnica mișcării sau cât de dezvoltată este tehnica și ceea ce transmiți. Pentru mine foarte important este important să văd calitate și să simt ceea ce îmi transmiți. Tehnica pentru mine e normal să o ai la un nivel mai mic sau mai înalt, dar dacă ai un nivel mai scăzut la tehnică, dar calitativ este bună,
e perfect. În direcția asta de coreograf am început acum ceva timp la Sibiu, acum cu un balet clasic la Timișoara. Mai lucrez cu câțiva elevi pentru anumite solouri, pentru concursuri sau așa. Nu știu, o să mă las dus de val, cred. Nu mi-i planific nimic dinainte. Am deja niște invitații pentru anumite proiecte, dar până se concretizează mai durează ceva. Și dacă se vor concretiza, și atunci încerc să nu mă gândesc foarte mult la lucrul ăsta, că las așa lucrurile să vină de la sine și tot timpul, dacă am timp sau în momentele mele de relaxare îmi zboară mintea la anumite mișcări, mi le notez, le rețin, le dezvolt, să fiu tot timpul pregătit în caz de orice. Ovidiu Mateiancu nu prea visează cu ochii deschiși. Ovidiu Mateiancu de obicei în momentul în care pleacă din teatru încearcă să se rupă de teatru. Ce e mult strică? Trebuie să fie și momente în care să nu te gândești la viața ta artistică. Am și o viață personală și țin foarte mult la ea și când sunt acasă cu persoana iubită încercăm să ne rupem oarecum de lucrul ăsta și să facem cu totul altceva. Nu știu, ne gândim la casă, ce mai cumpărăm, ne gândim la unde ieșim să ne plimbăm, unde ieșim să mâncăm, ieșim în oraș, ne ducem până la mare pentru 2 zile, la munte, încercăm să facem lucruri care ne bucură pe noi doi pe personal, le vedem cu familia. Lucruri care să ne scoată din rutina aia zilnică și care în același timp să ne și încarce și psihic și sentimental pentru ceea ce facem pe partea profesională. Pentru mine cel mai important a fost să nu calc pe cadavre. Foarte simplu. Nu am dat pe nimeni la o parte, fiecare are loc sub soare, toți avem ușița noastră, nu trebuie să distrugi pe cineva ca să fii tu mai bun. E foarte simplu. Ești bun dacă ești bun. Ajungi sus dacă astrele ți se așează. Dacă nu, nu. Indiferent ce ai face, e foarte simplu. Nu trebuie să dai din coate, să-i rupi unul gura ca să fii în fața lui. Vei fi în fața lui dacă trebuie să fii în fața lui. Dacă nu, nu vei fi, indiferent ce faci. Foarte simplu. Nu călca pe cadavre.